Agresivitatea în trafic este în continuă creștere în România. Asta și pe fondul unui vid legislativ care a durat până la începutul acestui an. Acum șoferii agresivi primesc o amendă maximă de 725 de lei, iar permisul de conducere este suspendat pentru 30 de zile. În ultimele 3 luni, polițiștii au ajuns să dea lunar 400 de amenzi pentru această faptă. 7 din 10 români susțin că au fost victimele unei agresiuni în trafic, iar mai bine de jumătate din aceștia afirmă că nu se simt în siguranță la volan. O situație favorizată și de actualul regim de sancțiuni prea blânde, care favorizează indirect comportamentul indisciplinat al șoferilor în trafic. Ultima situație de acest gen s-a înregistrat sâmbătă seară în capitală. Un motociclist și un șofer care circulau pe DN1 dinspre Otopeni spre București se șicanau de ceva vreme în trafic. De aici până la bătaie și înjunghiere a fost doar un pas. Au fost identificați toți cei implicați, un conducător auto, pasagerul din auto și un conducător moto. Pe fondul unei șicanări în trafic, cele 3 persoane s-au implicat într-o altercație, în urma căreia conducătorul auto și cel moto au suferit anumite vătămări. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburare ordinii și liniștii publice, arată în comunicatul Poliției Capitalei. Specialiștii au identificat cauze mult mai profunde. Noi tolerăm foarte ușor astfel de comportamente, nu intervenim și nici legea nu intervine, nu-i pedepsește. Din contră, sunt foarte ușor scuzați, ceea ce le întărește acest comportament sfidător, agresiv. Penalizarea lor ar trebui să fie imediată, social, în mijlocul grupului în care se manifestă, iar pe termen mediu și lung ar trebui ca să fie încurajate legea și măsurile să fie aplicate. Legea trebuie făcută în așa fel încât să-i dea de gândit celui care are de gând să facă așa ceva și știe că nu se poate stăpâni, pe lângă gravitatea faptei sau încadrarea juridică, conducătorul să-i se rețină permisul pe viață. Aș include în segmentul ăsta, în primul rând, și pe cei care pornesc aceste șicanări. Deci că de acolo pleacă totul până la urmă. Aia este scânteia. În loc să sancționeze mai dur astfel de fapte, deputații sunt pe punctul de a elimina din codul rutier definiția comportamentului agresiv și implicit suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile. Numai anul trecut, numărul persoanelor decedate în accidente rutiere a crescut cu 8%, ajungând la bilanțul trist de 1778 de morți.